Întâlnire de gradul zero la această oră la sediul PSD. Socialdemocrații și liberalii stau la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord cu privire la susținerea guvernului. Surse spun că discuțiile au ajuns într-un impas, deoarece niciunul dintre partide nu vrea să renunțe la funcția de premier. Andreea Nacșu vine cu detalii. Andreea, bună seara! Ce informații ai din spatele ușilor închise? Bună seara, Andreea. Această ședință durează de cel puțin 2 ore, însă nu au ajuns la un consens deocamdată în ceea ce privește numele premierului din partea cărui partid va fi, pentru că, de fapt, aceasta este miza. În urmă, cu scurt timp, a ieșit la declarație, așa cum ați văzut, și președintele Iohannis, și a declarat că deocamdată nu ne va chema partidele la consultări până nu se vor pune de acord între ele care va fi, practic, majoritatea care va susține acest guvern. Cei din PNL spun că vor în continuare ca premierul să fie din partea Partidului Național Liberal. Asta a și dispus președintele Klaus Iohannis, care a spus că orice se negociază, mai puțin funcția de premier. În schimb, și cei din PSD vor această funcție pentru formațiunea lor și vor, în schimb, jumătate dintre ministere să fie ale lor și ministere cu greutate, cum ar fi apărarea, Ministerul Sănătății sau Ministerul Afacerilor Interne. Nu se știe încă dacă această coaliție va fi făcută cu PSD sau cu USR, pentru că și cei din USR n-ar vrea să intre la guvernare, spun, dar nu în mod direct, că nu vor ca Florin Câțu să mai fie din nou premier. Mâine va avea o întâlnire din nou între liderii Partidului Național Liberal și vor decide cine va fi propunerea lor pentru funcția de premier atunci când vor merge la consultări cu președintele Iohannis.